Problema râului Nistru este discutată la fiecare întrevedere cu oficialii din Ucraina. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă de către ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu. Oficialul a comentat și știrea despre declarația fostului consilier a președintelui SUA, John Bolton, cu privire la lichidarea Transnistriei, care s-a dovedit a fi una falsă. La declarația comună pe care am emis-o împreună cu Uniunea Europeană după acordul, după Consiliul de Asociere de la Bruxelles, situația din jurul râului Nistru este menționată explicit, deci este un subiect pe care îl discutăm atât cu partenerii noștri din Ucraina, cât și cu partenerii noștri din UE. Actualmente, împreună cu Ucraina, discutăm, pregătim o adresare comună către Uniunea Europeană pentru a invita Uniunea Europeană să ne ofere o evaluare ecologică a râului Nistru. La fel, Popescu a comentat și știrea, care s-a dovedit a fi falsă, despre declarația fostului consilier a președintelui SUA, John Bolton, cu privire la lichidarea Transnistriei. Ministrul a declarat că unica cale de soluționare a conflictului este dialogul și speră la o întrunire cât mai rapidă în formatul 5+2. Poziția noastră față de procesul de reglementare transnistreană este că singura soluție pentru reglementarea acestui conflict este dialogul, negocierile și metodele pașnice de interacțiune cu conaționalii, concetățenii noștri din stânga Nistrului, dar și cu autoritățile de la Tiraspol, cu ajutorul și contribuția mediatorilor. Totodată, Popescu a vorbit și despre participarea la summitul Parteneriatului Estic, care se va desfășura peste 2 săptămâni, unde va semna un document prin care Republica Moldova spune că își dorește o comunicare mai intensă cu Uniunea Europeană. Republica Moldova are ambiții mai mari față de relația noastră cu Uniunea Europeană decât alte state. Noi avem o altă geografie, avem chiar și o limbă care este limba oficială a Uniunii Europene în virtutea faptului că vorbim limba română. Deci noi ne dorim mult mai mult de la relația noastră cu Uniunea Europeană. Facem un plan bilateral dintre Moldova și instituțiile de la Bruxelles și capitalele statelor membre ai Uniunii Europene. Totodată, Popescu a declarat că a fost deja identificat candidatul pentru funcția de ambasador în Federația Rusă, iar acesta acum trece prin toate procedurile de numire în funcție. La fel, ministrul a declarat că o eventuală întrunire a președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, cu președintele rus, Vladimir Putin, va fi posibilă atunci când vor exista mai multe premise pentru acest lucru, dar există deschidere ca această întâlnire să aibă loc. Fiind întrebat câți cetățeni ai Republicii Moldova se află pe continentul african în zonele unde se răspândește noua mutația coronavirusului numită Omicron, Popescu nu a putut oferi o cifră concretă și a spus că niciun cetățean al Republicii Moldova nu a venit cu vreo solicitare la unele din misiunile diplomatice din regiune.